Aș vrea în aceste câteva momente să vă atrag atenția asupra textului care l-am citit. Un singur verset. Sigur, el are un context mai larg și cei familiarizați cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, știm despre ce este vorba în cartea aceasta, în textul acesta. Dar ce mi se pare interesant și aș vrea să ținem în inima noastră acest gând scurt și simplu, aș spune eu, e că e foarte important să conștientizăm că este o bătălie și nu aș vrea să merg prea mult pe lucrul acesta. Suntem conștienți de asta din Biblie. Cunoaștem și din Noul Testament avertismentele date de Dumnezeu permanent de faptul că suntem într-o luptă, suntem într-un război, într-un război spiritual. Dar cred că e foarte important ca să putem avea biruință în lupta noastră spirituală, e să ne identificăm bine vrăjmașul. Nu e suficient să te bați, că toată lumea au săbile ascuțite toți. Toți sunt pregătiți cu iataganele scoase, gata de măcel, gata de bătaie. Dar cu cine te bați? Cu cine lupți? Marea tragedie care se trăiește în adunări chiar, e că ne ascuțim săbile să luptăm. Ne pregătim, ne ancorăm cu tot felul de dovezi, cu tot felul de explicații, cu tot felul de lucruri. Gata să-i atacăm pe cine nu trebuie. E important să ne identificăm vrăjmașul. Și nu uitați, eu cred că toți care suntem în adunare în locul acesta, avem împreună un front comun, care e diavolul. Și toți împreună trebuie să fim uniți în lupta aceasta, Dumnezeu să ne ajute. Să nu cumva să luptăm unii împotriva altora. Să nu cumva, cum ne spune Pavel în Galateni, să ne mușcăm unii pe alții. Pentru că astfel să ne nenorocim sau să ne sfâșiem unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute să ne identificăm bine care ne sunt vrăjmașii. Și ne uităm în textul acesta, spune așa, vrăjmașul lui Neemia și a întregului popor din Iuda erau oamenii aceștia care, priviți ce făceau. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi, înaintea ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Și observați vrăjmașul, care începe prin a pune la îndoială că n-ar fi cu putință să izbutești sau să-ți duci lupta sau lucrarea până la capăt. Și presoară această îndoială. Oare reușesc ăștia? Oare sunt conștienți de marea lucrare și de efortul care trebuie depus? Sunt conștienți de toată treaba asta? Și îmi place atât de mult ca un fir roșu în toată cartea, marele om al lui Dumnezeu continuă în versetul 4 și spune așa. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem batjocoriți. Firul roșu e că omul acesta nu se duce să-i părască la oameni, nu se duce la colegi, ci se duce prima dată pe genunchi în rugăciune la Dumnezeu. Și spune, Doamne, ăsta e vrăjmașul, cu el trebuie să lupt, Doamne, ascultă Tu și privește Tu, Doamne, îndură-Te Tu, Doamne. Amin. Și de asta aș vrea să fim conștienți. Identificăm că vrăjmașul e diavolul și cohortele de demoni. Și ne plecăm genunchiul înaintea Tatălui nostru și spune să ne dea ajutor. Domnul să ne vină în ajutor și să ne binecuvinteze. Se intensifică acest atac al vrăjmașului și spune textul așa, mai jos. Dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și azdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidului înainta și că spărturile începeau să se astupe. Acum au făcut o coaliție cu mai mulți, s-au unit mai mulți și intensificarea acestui atac al vrăjmașului mai mare. Dacă prima dată au venit cu niște batjocuri, cu o descurajare, acum ne spune textul mai departe în felul următor. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Dumnezeu să ne ajute să ne unim. Și cu cuvintele care am început în seara asta, care spun așa, m-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, de toți ăștia care ne descurajează, toți ăștia care caută să facă stricăciuni în poporul lui Dumnezeu, nu ne temem de ei, suntem conștienți cine sunt, îi identificăm, dar îl avem pe Dumnezeu de partea noastră, slăvit să fie Domnul. Și spune textul așa, aduceți-vă aminte de Domnul, cel mare și înfricoșat, și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cu alte cuvinte, luptă mai puțină pentru averi. Luptă mai puțină pentru a
agonisi, să ne luptăm pentru copiii noștri, pentru fetele noastre, pentru casele noastre. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vrăjmașul vrea să-ți nenorocească fetele, care acum sunt micuțe, poate se joacă prin adunare, dar vrea să ți le, să le ducă în lume. Vrăjmașul vrea să-ți nenorocească băieții, care acum se joacă pe aici cu mașinuți, că nu pricepe prea multe. Vrea să-ți ducă să fie în lume, în beții, în droguri. Dar Dumnezeu să ne dea biruință, să ne păzească copiii, fetele, băieții, casele și Dumnezeu, cu mâna Lui puternică, să dea biruință poporului Său. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. De asta ne adunăm, fraților, să strigăm după ajutor. Ne adunăm ca Dumnezeu să ne învețe cum să ne înarmăm, cum să luptăm și cum putem avea biruință. Doamne ajută, Doamne dă izbândă.